Da sau nu? Mă bucur că știți. Bun, trecem la ziua de astăzi. Din păcat. Și asta observ. Știți că eu de când fac terapie am întâlnit o singură doamnă cu stima de sine, ok? Una. Ce s-a întâmplat acum vreo lună. Ceea ce nu e foarte bine. Și fără să vreau, am început să studiez de ce. De unde vine asta? De unde vine lipsa asta de stimă de sine? Și de unde vine mama tot ceea ce se întâmplă? Nu putem să dăm vina pe genă, pe strămoși, pe părinți, pe aia, că să fim serioși. Mai suntem și pe acolo. Și noi pe acolo, pe undeva. Și problema nu este numai de a o găsi, că e foarte ușor să spui cuiva, nu te iubești pe tine, ai o stimă de sine scăzută, că se măsoară imediat. Da, tu fai un. Și nici nu te-ai iertat prea mult pe tine. Și atunci, problema se pune de unde vine orgoliu. De unde vine stima de sine scăzută. Bun. Dacă orgoliu... Știți că există un orgoliu și al îngerilor? Nu. Da sau nu? Nu. Nu? Există sau nu există? Păi nu se spune să te ferească Dumnezeu de orgoliu îngerilor? Da. Și nu, nu se spune că oricine te ia de Dumnezeu și Maica și Viu, dar Duhul Sfânt nu? E vorba de îngeri. Și dacă țineți minte în Vechiul Testament, știți pedepsele date de îngeri pentru că n-au fost crezuți? Un rabin a muțit. N-a putut să vorbească. Da? Când i s-a arătat lui ce era, Serafim, pentru că nu știu ce era. Și a vorbit despre naștere. Și n-a crezut. Și atunci n-a mai vorbit până când nu s-a născut. După aia, ultima pe Simeon, nu? Cel care a trăit până când a ajuns Mântuitorul la templu. 300 și ceva de ani. Pentru că n-a crezut că se poate naște prunc din fecioară. Nu știți pildă? Voi, Hristos a fiat, dar apar mai ales de ortodoxie. Era rabin, era de serviciu în altar. Și s-a arătat un înger mare, care i-a spus că o să nască pruncul din fecioară. Și este n-a crezut. Și-a luat din el. Și a zis, dacă se poate naște prunc din fecioară, atunci ne-am lăsat întarc la mine. Și l-a aruncat în mare. Și la... s-a dus acasă. Și a venit slujnica cu inelul, că îl găsise în burta unui pește. Pe care îl cumpărase din piață. Și a dus din el. Și atunci s-a arătat în dur și a zis, hai să trăiești. Și ai să vezi. Și atunci, de asta îi se spune la venirea la templu a Mântuitorului, eliberează pe rugul tău, Stăpâne, Doamne, că am văzut. Și am crezut. Da? Asta apropo de mila îngerilor. Că și de-aia unii dintre îngeri care se nasc pe pământ să nască să învețe mila. Și toleranță, și blândețe, și iubire, și chestii de genul ăsta. Bun. Deci, primul lucru, să știți că Dumnezeu nu i-a făcut pe îngeri smeriți. I-a făcut. Și unii dintre ei erau frumoși. Și unii erau mai frumoși decât alții. Și paradoxul este că orgoliul este în legătură și cu aspectul fizic. Atunci orgoliul cel mai mare îl aveau cei care erau mai frumoși. La prima cădere a îngerului, despre vremea la Lucifer, asta a fost unul dintre motivele căderii. Au fost mai multe, dar încă n-am voie să vorbesc despre ele. Poate o să scriu o dată. Atunci a fost căderea luciferică și atunci, din ce cauză? Pentru că se spune că s-au depărtat de neascultare.
Și neascultarea se datorează orgoliu. Adică, orgoliu înseamnă eu știu mai bine decât Dumnezeu ce e bine. De la asta pleacă primul orgoliu. De asta pleacă căderea luciferică. Bun. Și atunci primul lucru care s-a manifestat a fost, să știți că frica de Dumnezeu, ca sentimente negative, și după aia orgoliu. Bun. Cum apare stima de sine scăzută? Păi, în primul rând, reîntoarcerea la adevăr face ca orgoliul ăsta, ca după orgoliu să manifeste ce? La colon. Deci, este orgoliu, da? Frică. După aia descoperă adevărul și asta se transformă în ce? În culpă. În sentiment de culpă. Da. Sentimentul de culpă te face să te simți mai mic decât ești. Corect? Te face să te simți inferior. Te face să te simți, eu știu, mic. Mai mic decât ești în realitate. Pentru că dacă am o... Deci că am o scară. O scară. O scară. O scară. Și la un anumit nivel sunt eu. Orgoliu cum mă face să mă cred? Mai presus decât sunt. Da? Și stima de sine cum mă face să mă cred? Mai jos decât sunt. Și atunci, ce înseamnă de fapt? Și care este, în primul rând, modalitatea de a scăpa și de orgolii și de stima de sine scăzută? Nu. Să știu unde sunt foarte clar. De asta se numește creșterea conștiinței de sine. Asta se numește educație. Deci în momentul în care eu știu foarte clar unde sunt și conștientizez asta, nu mai am de ce să am orgoliu. Îmi place de aia care spun. Dacă aș fi făcut, eu nu știu ce aș fi făcut, ghem. Nu. Ce este cu adevărat, este ceea ce ai făcut. Nu ce ai fi putut să faci. Ceea ce te caracterizează pe tine la un moment dat, este ceea ce ai făcut. Degeaba spun, aș fi putut să fiu campion la 400 de metri garduri. N-ai nicio valoare. Este doar o chestie care se întâlnească în ego. În realitate, cu adevărat, ceea ce sunt ceea ce am făcut. Și atunci, dacă vreți cu adevărat să fiți voi, faceți ceea ce vă propunem. Chiar dacă nu reușiți, să zicem, că nu poți să reușești chiar tot, să fim serioși. Măcar știu limitele mele. Și în momentul în care îmi știu limitele, știu foarte clar cine sunt. Nu am putut să fac asta că nu m-a lăsat mama. Nu m-a lăsat soția. Nu m-a lăsat soțul. Karma, știți cum e aia, zei ne fură potrivici. Asta este o scuză. Revenind la orgolii. Cum credeți voi că se manifestă orgolii? Nu neapărat. Bun. Ideea este în felul următor. Am găsit chiar și greșeli împotriva orgoliului. Dacă eu consider că meritul un lucru este de bază de orgoliu sau de stimă de sine? De stimă de sine. Depinde. Pentru că dacă eu consider că meritul un lucru pe care nu-l merit, aia este de bază de orgoliu. Dacă eu consider că merit ceea ce am voie să merit, aia este stima de sine. Ați înțeles? Deci depinde foarte mult cum mă raportez eu
deci cum mă raportez eu la absolut orice. Da, dar nu pot să consider că merit. De ce nu? Eu cred că pot să vreau și atunci încerc să-l fac și fie reușesc, fie nu, deci. Eu cred că pot să consider că merit sau nu. Dar te face și mai competitiv dacă îți propui ceva. Unul este să-ți propui ceva și să accesi la acel ceva. Adică să te zbat pentru acel ceva. Și altul este să aștepți să spui că eu merg și altul trebuie să vină la mine. Sunt două lucruri deosebite. Adică în momentul în care îmi doresc un lucru și mă zbat pentru acel lucru, îmi dau seama că eu sunt aici și trebuie să ajung acolo. Dar dacă eu consider... Știți cum e? Era un banc blonde. Și sunt frumoasă, sunt blondă, mă duc la first class ca să ajung la New York. Da? Cam așa e. Deci problema nu este de ce-ți dorești, ci modul cum o faci. Adică, știți că și eu... Am avut și eu cred de unii mei în cap. Și, clar, am avut niște potențiale pe care le-am folosit inițial prost, dar... pe undeva și eu am considerat la un moment dat că totul mi se cuvine. Consideram că totul mi se cuvine și că nu trebuie să fac niciun efort pentru asta, pentru că eu, în înțelepciunea mea, ar trebui să stau așa și să vină să mi se aducă. Bine, nu era conștient. Da? Și până m-a trezit o fată. Ea venise cu creierul, bilet dus, din nu știu unde, de prin Moldova. Făcuse școala de masaj, mă rog, nu îmi spun numele. S-a apucat să facă masaj, că era prin contract obligat. Mă rog, se tăia la soarța, etc. Devenim foarte bună pe masaj. Masajul osteopat, PPP. Și după un an jumate, își luase și o mașină leasing. Și își cumpăra, mă rog, și un apartament prin bancă. Foarte bun. Și eu mă plângeam. Și mă lua de urechi. Mi-a zis, bă, tu dacă te duci acasă la tine, că stai cu mama, și te duci și ți-e foame, deschizi frigiderul. Zice, dar la mine, dacă nu pun eu ceva în frigider, nu-i nimic, să știi. Și m-a trezit. Și mi-am dat seama că startul meu fusese mult mai bun decât al ei. Și totuși, i-a realizat să-mi amintă, pentru că a fost această ambiție. Bine, tot. Marte marțial, adică spiritul ăsta, stilul întumos. Și atunci mi-a mai revenit. Și am înțeles că, până la urmă, în lumea asta, nu mai are importanță nimic, nici ce ai fost, atât de toată lumea preocupată ce a fost, dacă a fost rege, regină, sau mai știu eu ce, prințese și alte chestii. Contează ce faci în momentul ăsta. Ce faci acum? Fiecare viață se aseamănă cu un munte pe care îl urci din nou. A, te ajută experiența pe care o ai la ceilalți munți. Corect. Rămân acolo în tine. Instincte, intuiții. Rămân. Dar urcușul e același. Și unii se puturoșesc. Și când se puturoșesc, stau așa. Se lăle. Eu de asta v-am dat listă, ca să nu întrerupem. Să aveți acces la întrebări și să le discutăm după aia. Și atunci, fiecare aveți muntele vostru. Și la sfârșitul vieții voastre, fiecare va urca muntele lui. La unul o să fie un Carpați, la unul o să fie un Everest, la altul o să fie un deal de la un munte din Dobrogea, adică așa mai deal. Fiecare. Cât se zbate. Vorbeam cu maestrii mei. Știți? Nimeni și nimic nu vă poate mobiliza să evoluați. Asta este o chestie personală. Dorința. Pentru că de plecat am plecat toți. Deci toți cei care sunteți aici, toți cei care suntem aici, suntem plecați din cer, da? Sper că sunteți de acord cu asta, da? Bun. Teoretic, toți trebuie să ne întoarcem. Ok? Și e important și unde ne întoarcem. Lăsați false smerenii ortodoxe.
Dă Doamne și mie locul mătrui de sub, de după ușă. Asta este cea mai jalnică și lipsită de stimă de sine rugăciune pe care am auzit-o și care se practică și acum în mănăstiri. Asta distruge stima de sine. Hristos, când a zis, a zis, în casa mea, tatălui meu, sunt multe lăcașuri. Și numai cei vrednici le dobândesc pe cele mai bune. N-a zis, fraierilor, stați după ușă, în rai. N-au înțeles nimic. Lipsa de stimă de sine provine din neînțelegerea lui Hristos, dacă vreți să știți. Nu o să găsiți la nici o nație atâta lipsă de stimă de sine ca la români. Și asta pentru că n-au înțeles, nu e adevărat, înțeles pe Hristos. Nu e adevărat. Faceți o afirmație care nu se convinge. Adevărat. Nu este adevărat. Doamna, nu dați vina pe români. Că Doamna, nu dau vina pe români. Nu, deci, nu e adevărat. Este liberă să spuneți. Crezi că românii sunt între puținele popoare care cred și iubesc pe Iisus Hristos. Doamna, iubirea și credința în Hristos e una, stima de sine este cu totul altceva. Aia e altă treabă. Deci dar eu am vorbit de stima de sine. Eu am vorbit de stima de sine. N-am vorbit de iubirea de Hristos. Hristos este cu toate neamurile. Eu vorbeam de poporul român. Și când studiez niște ani, pot să fac niște afirmații. Când ați văzut toți oamenii de muzică? Și când spun treaba asta, înseamnă că mă bazez pe ceva. Poporul român are cel mai bun ADN din Europa și e cel mai vechi și a avut civilizație înainte de Iisus Hristos. Asta trebuie să spuneți. Că s-a stricat, s-a stricat comunismului și neocomunismului. Dar nu dați vina pe poporul român. Că poporul deci român are o noblețe care n-are niciun popor din Europa. Doamne, eu nu dau vina pe poporul român. Eu nu vreau să regret că am venit asta la dumneavoastră. Deci, eu nu dau vina pe poporul român. Să știți că acum, eu nu am venit să discut de calități. Am venit să discut despre orgoliu și stima de sine scăzută. Ați văzut tema? Da, trimiterea la poporul român. Păi și ăsta e adevărul. Dacă vă convine bine, dacă nu, la fel de bine. Ideea este în felul următor. Eu vă spun de practică. Practica spirituală este un pic altfel. Deci, încă o dată, cui nu-i convine, nicio problemă să dau bani înapoi, poate să plece. Deci, pe mine nu mă deranjează. Asta este afirmația mea. Când o să țineți dumneavoastră cursuri, puteți să vă spuneți afirmațiile dumneavoastră. Eu mă bazez pe 20 de ani care studiez acest popor. Și îl întâlnesc în fiecare zi. Și dumneavoastră să știți că sunteți o dovadă vie. Și ceea ce a vorbit dumneavoastră este ego-ul, dacă vreți să știți. Ego-ul românismului. Așa. Și nu poți să evoluezi până nu știi foarte clar unde ești. Și eu, aici suntem. De aici am plecat. Trebuie să vă spun că eu am avut aceeași problemă? Credeți că eu m-am confruntat cu altceva? Credeți că eu arunc cu pietre? Eu spun de unde am plecat și eu. Că am fost îndobitocit și de comuniști și de popi. Asta spun. Poate totul o să te duci în iad. Nu vi s-a spus asta? Niciodată. Ei, nu. Niciodată. Niciodată. Doamne, haideți să vă spun o fază. Never. Înseamnă că n-ați trăit în ortodoxie. Vreți să vă spun faze cu copii care se duc la școală și se spune dacă vă mai uitați la Benten, domne, acum, deci să nu credeți. Dacă vă uitați la Benten și la nu știu ce, țestoase, ninja, sau nu știu ce, o să vă moară îngerul păzitor. Profesoară de teologie. Vă spun eu. Ce crezi că vorbesc de el din cărți? Bun. Astea sunt cazuri izolate. Deci, o secundă. Revenim la discuția anterioară, că nu vreau să intrăm în problemă. Bun. Părerile dumneavoastră, puteți să le puneți pe site, puteți să le puneți pe site-ul Trinitas, nu mă interesează. Eu vă spun ce s-a întâmplat și vă spun de ce s-a întâmplat. Din dorința lor, eu am început să studiez, știți? Și la un moment dat, și eu, dădeam vina pe părinții mei pentru defectele mele. Că te duci fără și ție, psihanaliză, psihoterapie. Îți dai seama că părinții tăi au greșit în educație. Că... Știți fazele aia când părinții încearcă să te mobilizeze și spun nu cred că poți să faci asta. O știți? Da. Așa am fost învățați. Ei nu știu că asta creează blocaje peste care după aia trebuie să treci pentru că îți creează niște scheme de gândire, etc., etc., etc. N-ai curajul să faci asta. Și așa am mai făcut pe toate astea. De pe pod. Multe. Nu știți voi. Ca să arate că are curaj.
Era destul să spune cineva că n-are curajul ca să facă. Acum m-a liniștit. Dacă spune cineva că n-are curajul, n-am, mă. Da, când eram mic, vă spun. Și după aia vedeam fiarele, știți, să n-ai curajul să te ocupă. Ba. Și am sărit. Și după aia când s-a dus oldul, am văzut că am sărit printre fiare. Deci rămâneam așa, jumătate de metru pe poate, jumătate de metru într-o parte. Și după aia mi-a trecut așa pe spate, că poate rămâneam în fipt. Bun, revenim. Bun. Părinții noștri au făcut niște greșeli. Perfect. Dar nu l-am făcut voluntar. Ei n-am știut. Părinții noștri ne-au crescut mai bine decât părinții lor, care au fost mult mai înțelepți. Cine vorbește de înțelepciunea de la țară? Domnule, mănâncă rahat. Deci am crescut la țară, am crescut la multe țări. Prostie este îngrozitoare la țară. Da? Și ignoranța spirituală și toate. Deci chestia cu înțeleptul român, gen Moromete, uitați. N-am întâlnit-o la țară în niciunde. Și am fost la țară în multe locuri. Lăsați-mă. Bun. Astea sunt chestii de alea. Știți, când și-au furat-o americani în război din Vietnam, l-au inventat pe Rambo. Americanii și-au furat-o rău în Vietnam. Și atunci a apărut Rambo de ce? Să crească stima de sine a poporului american, care și-o furase, deci veneau ăia cu sacii negri pe bandă rulantă. Da? Și atunci au inventat un Rambo, ca să le crească stima de sine. Cam așa e și cu Moromete, nu? E fals. Deci, istoria noastră nu este o istorie reală. Și atunci, ideea este să ajung să știu foarte clar cum sunt eu. Băi, cu defectele și cu calitățile mele. Dar eu nu pot să construiesc ceva dacă nu știu foarte clar cum sunt eu. Da? Și atunci am zis, bine, părinții noștri au greșit. Ok. Și atunci educația noastră a fost deficitară. Noi am început să citim cum se cresc copiii, apropo de iubire, apropo de recompensă, apropo de toate astea. Ok. Am învățat să-i lăsăm să existe, să-i lăsăm să fie. Da? În grădință se făcea learn to be. Da? Să înveți să fii. Păi ați făcut vreodată așa ceva, băi? Tu trebuia să taci, să te aliniezi, să intri. Eu am făcut școala în Germania. Nu vorbiți de România. Eu am făcut școala în Austria. Aveam blete, blugi, mă duceam la școală de drag. Am venit în România, m-au tuns, m-au îmbrăcat în uniformă. Intram cu careul la școală. Deci asta se mai făcea în lagările de concentrare. Ați înțeles? Și pentru mine șoc. Voi ați fost obișnuiți cu treaba asta. Pentru mine a fost un șoc îngrozitor. Pentru mine școala a fost traumatică. Clar. Când am ajuns în Pârnaia din România, Pârnaie, școala din România. Clar. Asta a fost. Și asta e realitatea. Faptul că voi n-ați trăit și nu știți și n-ați scos capul afară din țară și că nu cunoașteți valorile, este cu totul altceva. Dar eu am avut șansa asta să văd și școli în afară și cum se face și școala engleză și multe. Bun. Ei. Ne întoarcem la România. Corect. A fost comunismul. Dar comunismul zice că a avut și partea bună și partea mai puțin bună. Da, e adevărat faza aceea de ce zice doamna cu genomul. Noi ne-am prezervat genomul. În momentul în care nu ne-am, vorba aia, am venit din toate neamurile prin țara asta. Și atunci poporul ăsta român și-a păstrat genul. Corect. Și energia, și ortodoxia, toate au contribuit la genul poporului român. Numai că dincolo de valorile ei, ortodoxia are carențe mari. Oricum, o spun în fața lui Dumnezeu, să știți. Știți ce? La un moment dat am fost întrebat, undeva mai de sus, de ce nu se mai întorc oamenii în cer? De ce nu se mai mântuie oamenii? Știți ce le-am spus? Pentru că sunteți acri. Voi, Sfinții Ortodoxi, sunteți acri. Aspi, acri și insipiți. Și să vin la voi, aveți un marketing prost. Și ăsta e adevărul. De ce au un marketing? Voi duceți-vă în biserici, da? Și toți Sfinții sunt... Ce să caut la tine, măi? Dumnezeu e fericire. Dumnezeu e iubire. Să mă duc unde? Mă bate cineva cu parul? N-am ce să caut. Și atunci schimbați-vă marketing. Dacă propovăduiți oamenilor bucuria, fericirea, păi nu poți să ai fața asta. Da? Da. Voi v-ați duce la un Dumnezeu astfel care te văd mai bine stau pe pământ. Mai mă întorc, iar mă întorc. Ce să caut în cer? Dacă nu există bucurie, nu există umor, nu există fericire, ce să caut în cer? Mai bine mă duc ca Ivan Turbin, că jos, măcar pe trecere, femeie, aia.
Deci, sunt multe greșeli pe care s-au propovăduit. Astăzi nu vorbesc despre valorile creștine. Astăzi vorbesc despre greșeli. Am vorbit despre valorile ortodoxe. De multe ori. Și despre adevărul ortodox. Dar astăzi discutăm bazele. De unde plecăm. Și plecăm varză, vă zic eu. Bun. Chestia asta cu eu să rămân și ar trebui să lăsați. Că degeaba cântați în biserică Tu nu este Dumnezeu și ascultați neamul și vă plecați. Că nu o să plece nimeni. Nu o să-și pure și Steaua și Dinamo de la ăștia fără Dumnezeu. Rău. Cu tot Tatăl în spate. De ce? De-aia. Trebuie să înțelegem niște principii care guvernează planeta asta. Revenind Atos. Problema este că în timp, ca și de la părinții noștri cum ne creșteau, noi s-au propovăduit greșeli. Și trebuie să înțelegeți un lucru. Evoluția se face și la nivel de conștiință. Deci dacă faceți, citiți psihologie și psihologia, nu poți să o mai deturnezi. Pentru că e o știință. Da? Are niște metode, are niște dovezi, are niște experimente. Dacă analizezi Sfinții Părinți prin intermediul psihologiei, deja începi să descoperi. Sunt condiționări negative în Sfinții Părinți? O grămadă. Nu toate. Nu. Trebuie. Ideea este să luăm ceea ce este bun. Nu, dar nu să... Deci, cum să spun eu? Hristos a venit și a făcut din oameni oi. Da? E aliniat. Perfect. Problema este ca timpul ca oile să se transforme în oameni. Și asta presupune gândire. Dumnezeu v-a dat un aparat care se cheamă minte. Nu vi l-a dat degeaba. Vi l-a dat să gândiți. Da? Bun. Dacă vi l-a dat să gândiți, atunci se presupune că vă îndoiți de orice. Și am acest drept. Și nu să mă îndoiesc, ci să verific tot. Să nu iau ca pelican. E scris acolo, a zis nu știu cine. E acreditat de nu știu cine, înseamnă că e adevărat. Am zis eu vreodată că ce am scris eu e adevărat? Am zis eu vreodată asta? Niciodată. Și atunci, și primesc citate din nu știu cine, Părintele Paisie, că e Sfântul Paisie. Dar cine l-a sfințit? Hello. Un adevăr este de neclintit. Și mie îmi place când cineva îmi ridică o problemă, pentru că mă pune să gândesc. Te oblig. Te obligă să te gândești la acel aspect. Și revenim. Și atunci ce au făcut? Dintr-o proastă inspirație, au vrut să fie mai catolici decât Papa. Da? Și atunci ce au făcut? Eu sunt prea nevrednic, așa cum sunt unii prea sfinți și prea minunați. Da? Prea sfinția, nu știu care, și prea fericiți. Așa unii sunt prea nevrednici. Adică nu mai e nevrednic. A venit ăla și a zis, eu sunt mult prea nevrednic. Și automat, în momentul în care tu îți repezi de mie de ori că sunt nevrednic, că sunt mult prea nevrednic, că sunt un păcătos. Ăștia nici măcar n-au înțeles că în momentul în care repet că sunt păcătos, o să atrag păcatul. Că orice program pe care îl bag în mine, îl atrag. Și atunci, eu prea nevrednicul și nepăcătosul și să nu cumva să... Și vorbesc de păcat, vorbesc de iad și le atrag pe toate. De ce ți-e frică? Aia atrage. Și nici... Am zis că nu am înțeles nici măcar Scripturile. Pentru că la un moment dat spune Hristos, cui e frică că își va pierde sufletul, îl va pierde. Și nu au făcut decât să sădească frica asta. Frica de iad și frica pierderii sufletului. În loc să zică, băi, calea voastră e Dumnezeu, băi, mergeți în calea. Orice se întâmplă, și dacă te duci la piață și, nu știu, nu prinzi autobuzul, te întorci acasă. Când te duci la munte și începe ploaia, stai un pic, nu? Că plouă. Când te duci și te oprește ceva, când îți pui în cap să faci un lucru. Și în loc să meargă pe scop, Domnule, vreau să mă întorc la Dumnezeu, vreau să mă întorc în Rai. În rest, Dumnezeu cum e, ce o să întâmple? Au creat frică. Neîncredere. Dar dacă greșesc. Dar dacă nu e bine. Știți câte probleme am avut și eu cu dar dacă? Dar ce se întâmplă dacă?
Și astea sunt create de niște oameni care au fost bine intenționați, dar așa cum zic și repet, ferească Dumnezeu de prostia bine intenționată. Nu sunt vinovați. Eu n-am venit. Nici nu vreau să judec, nici nu. Pur și simplu, așa au crezut ei la acel moment. Așa au crezut ei că fac bine. Și așa s-a perpetuat în moment. Și rugăciunile. Știți că eu am încercat să determin, să găsesc care sunt rugăciunile pozitive. Păi nici măcar Psalmul 50 nu e întreg pozitiv și pozitiv și în păcate m-a născut Maica mea. Ce în fără de lege m-am născut și în păcate m-am născut. Ce zice de rugăciune Dumnezeu? Poftim? Dacă ai exclus păcătosul. Da. Dacă nu ai exclus păcătosul, îți creează probleme mai rău decât sunt. Deci dacă bag în mine ideea de păcat, va conecta la păcat. Măcar trebuie să schimbați păcatul cu experiență. Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine cel care experimentează. Sună mai bine. Și oricum mai aproape de adevăr. Da? Mai științiri. Dar excludeți păcătosul. Că dacă ar fi să mă iau după legile ortodoxe, nu s-ar. Știți? Vă dau un exemplu. Odată i-am un prieten care am mai mulți. Judecători, procurori, nu, avocați, că de, așa se întâmplă. Și la un moment dat eram eu și o sun. Auzi, mai spune și mie o chestie. Dacă o lege presupune mai multe, cum se cheamă, excepții, mai e valabilă? Și stă, zice, băi, nu. E cam așa e și cu toate, știți, nu mai are valoare nici o lege ortodoxă. Niciun. Și vă spun de ce. Există o pildă ortodoxă, așa se judecă, precedent, care spune, se duce Arhanghelul Mihail la omul, zice, pregătește-te că tai-tai, mergem la șeful la judecată. Și ăsta spune, nu. Cum nu merge? Nu merge. Dar de ce? Uite ce scrie aici, nu judeca și nu vei fi judecat. Și a plecat. Deci, dacă există această excepție, înseamnă că nu e valabilă nicio lege. Și nu e singura excepție. Există excepții la toate. Există excepții la sinucidere, există excepții la aia, există excepții la toate. Și le-am căutat pentru că mi-a mai interesat. Și din punct de vedere juridic m-a chemat mai ceva de și legile alea date prin Vidaliu, nu au nicio valoare. Zero. Absolut. Bun. Și atunci ce facem cu viața noastră? Aici e problema. După ce vă dărâm tot, ce facem? Ce construim acum? Ce construim? Experimentăm. Viața este un experiment. Haideți să vă dau un exemplu. Deci, credeți că poate să existe viață fără voia lui Dumnezeu? Hai să vă dau un exemplu, că am un prieten. Și ăsta ajunge într-un trip de pe Amazon. E foarte interesant, mai ales pentru pentru sexualitatea ortodoxă. Și ajunge într-un trip pe Amazon și tripul ăsta pe Amazon pentru că în Amazon există un viermișor care intră pe canalul băieților. Băieții de când se nasc umblă cu puța legată. Cu sfoară. Și o dezleagă doar cum fac tipii. Ați înțeles? Bun. Problema este că fiind să întâmplându-se asta, au o problemă. Deci, nu mai crește ca dimensiune. Și atunci toți au penisul mic. Și atunci există un întreg ritual al fecundității. În ritualul ăsta al fecundității, evident, când mai apar albii, sunt foarte fericite doamnele. Și mi-au explicat ce se întâmplă. Și stai și mă gândesc. Bă, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Pur și simplu, să știți că viața se adaptează locului. Și nevoilor. Și aici spune Hristos o chestie foarte drăguță. Nu omul este făcut pentru lege, ci legea este făcută pentru om. Deci, până la urmă, legea are valoare.
cât sunt eu. Dacă nu are valoare. Și trebuie să vă spun, într-un univers din ăsta, în care viața e dată de Dumnezeu, și în care apar tot felul de chestii de genul ăsta, nu pot să judec unilateral. Trebuie să judec universul per total. A, suntem în legea creștină. N-am nimic și n-are nimeni împotriva. Am fost la înviere, am fost să ia lumină. E foarte frumos. Dar nu înseamnă că nu au și alții drepturile și valorile lor. Pe care nu pot să le neg. Trebuie să le înțeleg. Sau nu trebuie să le înțeleg, dar măcar să le accept. Bun. Revenim. Crezând că în momentul în care conștientizez că ai greșit față de Dumnezeu și apropo de orgoliu, apare sentimentul de culpă. Care sentimentul de culpă te face să fii un pic mai catolic decât Papa. Adică, dacă unul face 10 mărătării, tu faci 20. Dacă unul ține o zi de post negru, tu ții 10. Dacă unul ține, tu ții 11. Și tot așa. Și de fapt asta ce face? Încep să te blamezi pe tine. Sentimentele de culpă se pot manifesta în toate felurile. De la masochism. Masochismul ăla, gen, cele 50 de umbre ale grei, deci nu, da? De la, cum să spun eu, programe care te fac să nu ai parte de limiți și numai de nefericiri, pe care noi le atragem. Deci, în momentul în care eu am o stimă de sine scăzută, o să consider că merit să mi se întâmple numai lucruri rele. Și atunci, ce o să se întâmple? Numai lucruri rele. Pentru că le atrag. De ce? Pentru că eu consider că merit. Și asta este una dintre probleme. Să știți că cine este mai supus? O persoană cu stimă de sine scăzută sau o persoană care este cu stima de sine ok? Mai supusă. Deci o persoană cu stima de sine scăzută vei putea să faci orice cu ea. Credeți-mă. Deci faceți deosebirea între persoanele care sunt în felul următor. Că există, aia e cea mai nasoală combinație. Femei orgolioși, spirite bărbați orgolioși, întrupați în spirite femei. Lucruri de femei. Da? Și apare orgoliu masculin, orgoliu la nivel de sine, cu stima scăzută ca femeie. Aia este dezastru. Și corect. Dar când vorbim de stima de sine scăzută per total, oamenii aia sunt cei mai buni executanți. Ați înțeles? Și atunci, de ce credeți voi că se propovăduiește stima de sine scăzută? Manipulare. Păcătoșilor care să vă duceți. O să vă duceți în iad. Dacă nu vă ajut eu. Dacă nu vă ajut eu, vă duceți în iad. Trebuie. Dacă nu cotizați cât trebuie. Nu. Ați înțeles? Și asta este tocmai pentru că nu s-a înțeles menirea. Adică, eu ca preot am menirea să fac dintr-un om, să iau un om de mână și să duc la Dumnezeu. Ca să duc la Dumnezeu, tocmai că trebuie să ajut să treacă peste toate defectele lui. Care defecte sunt inclusiv stima de sine scăzută, inclusiv orgoliu. Și atunci, asta este desecuiantul duhovnic. Pe unul pune tu fă-mă tănii, dar tu, bă, tu ai grijă de sus, că asta trebuie. Adică, mă înțelegeți. El simte ce are nevoie fiecare. Că degeaba îi dai post trupesc unui tip pe care e frigidă. Și post negru unui anorex. Că n-ai nicio valoare. A, mai vine cineva care e vegan. Perfect. Dacă vrei să smerești, ia-ți o porție de miel. La tavă. De Paște. Păi aia înseamnă smerică. Să mănânci ce nu-ți place, nu ce-ți place. Da? Când s-a dus Sfântul Apostol Petru prin, la neamul. Da? Și a arătat Dumnezeu ce trebuie să mănânce și a zis, dar se cade să mănâncă ceva necurat? Și atunci, Dumnezeu i-a zis, la ceea ce curăți, eu numești tu necurat. Deci orice se poate curăța. Până la urmă, nu e important ce mănânci. Bun. Revenind. Deci, propovăduirea acestei greșeli privind relația cu Divinitatea
a făcut să ajungem unde suntem acum. Bun, e adevărat că dacă n-ar fi asta, să știți că n-ar avea treabă psihoterapeutul. Adică, foarte clar, n-ar avea ce munci. Și atunci psihoterapeutul trebuie să fie preotul viitorul. O să aibă cunoștință și de, și de, și de, și de. Da? Cu condiții să schimbe și... Adică să schimbă un pic gândirea. Orgolii. A, stima de sine. Unde mai provine lipsa de stima de sine? Tot datorită religiilor monoteiste. Aici nu e numai creștinismul de vină, e și iudaismul, da? Care a făcut Dumnezeul Tatăl. Și mahometanismul, la fel. A făcut Dumnezeul Tatăl. Dar vreau să vă spun ceva, că stai să mă gândesc de ce am gândit Dumnezeu asta, de ce am gândit Dumnezeu asta. Foarte simplu. Până și legile astea sunt îngăduite de Dumnezeu special. De ce? Păi, în funcție de gărgăunii pe care ai în cap, că ăsta e principiul oglinzii și principiul rezonanței care guvernează Universul și lumea noastră, în funcție de Universul ăsta, noi coborâm pe Pământ. Da? Deci, defectele mele mă fac să mă nasc din familia în care m-am născut. Adică defectele mele pe parte in rezonează cu defectele mamei, defectele mele de pe parte in rezonează cu pe partea tatălui. Bun. Deci uitați-vă bine la părinții voștri ca să știți cum sunteți. Nu o să vă placă. Bun. În momentul în care te naști, te naști și într-o lege. Că de-aia ne-am născut noi ortodoxi. Creștini. Să știți că e un foarte mare dar să te naști ortodox. Și nu, vă zic, sunt, am de gând să fac o lume. Bine, dacă o să mi se îngăduie, în care o să scriu din gogoșile ortodoxiei. Deci din gogoși. Și din gogoși sunt multe. Sunt multe gogoși care s-au transmis așa mai departe. Mie îmi place să fac mișto de el. Eu când, vă dați seama câtă prostie e în țara asta? Fiți atenți. Când spune cineva, vrem să-L sfințească pe Părintele Arsenie din Buca, înseamnă că habar n-are de nimic. Habar n-are ce înseamnă sfințenie. Ca și cum ar putea să-L sfințească Biserica. Biserica cel mult poate să-L recunoască ca Sfânt, dar pe, doar îl flecă pe Părintele Arsenie din Buca de Biserica Ortodoxă, care l-a caterisit. Știți cum? Asta își dorește El din toată inima lui. Să sfințească prea fericitul Daniel. Fiți serioși. Fiți serioși. Arsenie Boca e Sfânt. Punct. Nu are nevoie de recunoașterea nimănui. Nici a voastră, nici a mea. El are recunoașterea mea. Punct. Înțelegeți? Asta e una dintre gogoși. Mai vorbesc de gogoși sfințiți, de oameni sfințiți care nu au nicio treabă cu sfințenia. Și e foarte simplu să afli dacă cineva e Sfânt. Întrebi un drac. Și când întrebi un drac, la spune tot. Îi dai așa un pic pe la pujăratic, da? Zice până la urmă. Și în momentul respectiv îți spune tot. Și afli tot. Deci nu sunt Sfânt, nu vă faceți griji. Nu trebuie să întrebați, vă spun eu. Singur! Așa că, în momentul în care vezi că cineva subscrie Domnule Părintele Arsenie Boca ar trebui să fie sfinț, e un ignorant spiritual. Punct. Deci nu trebuie să mai... Corect, nu? Mă gândeam. Singura... Vă zic eu, cu adevărat, dacă ce puteți voi face pentru Arsenie Boca, ca el să poată să facă, pentru că el nu are nevoie să faceți voi pentru el, este să vă rugați. Punct. Și să aprindeți o română. N-am nevoie de nimic de la noi. Precum Dumnezeu. Știți? Ce poți să-i dai lui Dumnezeu în afară de jertfă de laudă? Ei, mai poți să-i dai ceva. Și iubirea de la... Poți să ai grijă de ceilalți oameni pentru că pe mine se manifestă Dumnezeu. Și dacă vă uitați la modelul cristic, și asta îmi place că creștinii nu au înțeles pe Hristos, e de fapt că singurul creștin e Hristos. În rest, totul sunt... Se întâmplă următorul fenomen. Hristos
a tratat pe toată lumea de la egal la egal. Ați văzut? Și pe adulteră, și pe sutaș, și pe Pilat, și pe Ana, și pe Caiafa, sau pe unde a mai ajuns el, și pe tâlharul de pe cruce. O să vedeți că tonul lui este acela. Și știți de ce? Pentru că a înțeles că prin fiecare om se manifestă Dumnezeu. Și că fiecare om este o manifestare a Dumnezeu. Bun, cum înțelegem noi că fiecare om este o manifestare a Dumnezeu? Luăm așa. Din ce suntem făcuți? N-am făcut asta de trecut. Și atunci, dacă fiecare om este o manifestare a Dumnezeu, atunci este când fiecare om îl respect pe Dumnezeu. Asta nu înseamnă că nu pot să mă cer cu el. Nu mă cer cu Dumnezeu de dracu' Dumnezeu. Știți? Orice relație, chiar și de ceartă, este mai bună decât indiferența. Indiferența este dovadă de neiubire. Ceartă. Înseamnă că mai e ceva de bărțit. Și atunci, din perspectiva mea, decât să nu aveți nicio relație cu Dumnezeu, mai bine vă certați cu el. Pentru că asta înseamnă că vă pasă și că până la urmă credeți în el. Dacă nu-l bagă în seamă, înseamnă că nu mă interesează. Și aia e indiferență. Revenim. Bun. Și atunci, dacă prin fiecare om se manifestă Dumnezeu și prin mine și prin toți și pe tot ce e în jur, atunci mai am de ce să mă consider superior unui om, indiferent unde e. Revenind, dacă eu știu că mare parte din mine este o manifestare a lui Dumnezeu, pentru că, până la urmă, nu mi-am făcut eu corpul, nu mi-am făcut eu câmpurile, nu mi-am făcut eu organele, nu mi-am făcut eu programele, nu mi-am făcut eu sistemul nervos, nu am făcut nimic. Sunt toate creația lui Dumnezeu. Eu doar am o folosință, hoitul, care mă poartă prin lumea asta. Poate, nu că nu iubesc corpul, o spun ca să învățați să vă, priviți corpul cu detașare. Dar să știți că o altă dovadă de neiubire de sine este neiubirea propriului corp. Și neiubirea propriului corp, tot de la creștinii îți vine. Părdanicul meu, corp care mă ispitește. Corect? Păi băi, frate. Foamea e naturală? Da. Setea e naturală? Da. Dacă mănânci normal, cu hormonii sexuali, e natural? Și atunci e ispită sau e natural? Dacă vrei să scazi ispita, treci, frate, știți experimentul din al doilea război mondial cu rușii? Lagăr rusesc. Lagăr în sensul nemțesc, dar cu prizonieri ruși. Și evident că rușii aveau și bărbați și femei. Și ăștia au făcut ce au făcut. O despărțit lagărul în două. Bărbați, femei. Bun. Ce să facă? Să le iau ăștia gardul la Doamne, dar nu mi-au luat soaiețele însărcinate. Pun mitraliere. Să le iau gardul. Mai omorau unul, doi, mai să le iau gardul. Bă, ce să facem? Le taie rația la jumate. Observă că scade la jumate. Știi? Săritul gardurilor. Și după aia cade rația la sfert. N-a mai sărit nimeni. Deci, morala. Dacă vrei să nu săriți garduri, tăiați rația alimentară. Punct. Nu mai dați, tot dați vina de demă. Da, sunt și ăștia. Sunt. Ok. Dar în primul rând trebuie să-mi cunosc eu corpul. Și corpul ăsta acționează după niște principii. Și n-am zis eu. Incidența cancerului de sân la măicuțele catolice, care mănâncă ouă și lapte, este mai mare decât la măicuțele ortodoxe, care nu mănâncă ouă și lapte. Pentru că au un exces de hormon. De folicurină. Punct. Și atunci, scădeți rația alimentară dacă nu o vedeți pe dânsa și gata. Se rezolvă problema.
Instinctul sexual este în noi și la nivel de entitate, la nivel de spirit. Dar este și la nivel de corp, intermediul hormonului. Și există, evident, entitățile care vor să manifeste prin noi. Perfect. Dar nu putem să zicem toți numai la devine. Noi avem și noi de-a. Ok. Și atunci corpul ăsta nu-i pârdalii, nu e. E o mașină. O mașină care, dacă funcționează corect, are niște, cum să zic eu, niște capacități. Și printre ele este și această funcție de reproducere. Și e firesc să existe. Da? Chiar imperativ să există, pentru că fără sex și reproducere, nu știu cum mai apar oameni. Da, e adevărat. Mă ocup eu, nu vezi. Mi-a dat mie misiunea asta personală să creez o dinastie. Bun. Revenim. Până și asta e. Sexualitatea este ciudată. Adică, știți? Când un subiect este tabu, înseamnă că nu e ceea ce se spune. Și, bă, nu găsești date despre sexualitate în Biblie. Nu găsești. Și nu poți să o negi, că ea există. În afară de câteva adultere și câteva incesturi, nu prea găsești în Biblie despre sexualitate. Măcar o poziție acolo. Și atunci, mi se pare ciudat. Și mi se pare ciudat de ce? Păi, apropo de Solomon, el a ajuns mai întâi să aibă înțelepciune și după aia a devenit ceea ce a devenit. Și... Bine, acum știți că Biserica Contextă spune că a nebunit la bătrânețe. Că a nebunit că i-a ridicat zeiței Isis un templu. Numai că n-am înțeles că el a înțeles că există principiul feminin divin. Și că principiul feminin divin este... face parte din aceeași triadă trinitate. Dar la școală v-a învățat Doamna că principiul feminin divin face parte din treime? Unde e Maica în treime? Nu vă mai răspund că intrăm pe coordonat. Doamna, dar e adevărat? Eu întreb. Nu vă mai răspund. Nu? Vreau să rămân până la sfârșit. Haideți să vă explic eu. Că pot să plec. Ortodoxia merge pe Trinitate, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Da? Dar n-a recunoscut un lucru. Faptul că în ebraică Duhul Sfânt este de gen feminin. Și ai Tatăl, Mama și Fiul. Asta e realitatea. Lucru pe care Ortodoxia nu-i convine să-l răspundă. Pentru că ar presupune să ridice femeia la același nivel cu bărbatul. Și ar trebui să conteste decizia Sfântului Vasile cel Mare de scoaterea femeii din biserică. Lucru pe care nu-l face. Și cu toate astea e religia cea dreaptă. Ortodoxia înseamnă cea dreaptă, drept credincios. Cu tot ce spuneți, contra Ortodoxiei. Dar care este aia strâmbă? Că... Celelalte. Camatoi lui Ehova și mormonii și tot ce a ieșit. Ce o, s-a Doamne! Aia sunt. Doamne, apropo de religia cea dreaptă. Nimic nu e nici drept, nici strâmb. Așa se traduce din greacă, ortodox. Ortodox sunt și evrei ultra-ortodox. Deci nu înseamnă că sunt da, drepti. Da, este evrei ortodox. Există și băia din... Statele Unite care merge acum cu căruța. Și în Africa sunt ortodoxi. Eu am găsit africani ortodoxi. Ceva cu A. Amish, da. Bun, ideea este în felul următor. Chestia asta cu religia este ultra-ortodoxă, este iar o altă gogoiță. Și pentru că se pune problema în felul următor. Vreau să spun că orice școală spirituală se măsoară în funcție de indivizii pe care îi naște și nivelul spiritual la care se ajunge, ca și cunoaștere, ca și integrare, ca absolut orice. Dintr-o perspectivă, da, Ortodoxia, creștinismul și Ortodoxia românească a ajuns la un nivel mare. Dar să vedeți după. Pentru că problema nu este numai să ajungi la un DHD, la un cer 10. Problema este și ce înțelegi pe parcursul ăsta. Și nu o să auzi niciodată un
un spirit de cer 10 zicând că Ortodoxia e calea cea dreaptă. Ever. Și o să vă spun și de ce. Pentru că orice cale spirituală se aseamănă ca cu școlile de arte marțiale. Și școlile de arte marțiale sunt multe. Și știi cum se spune în artele marțiale? În artele marțiale se spune că nu există stil mai bun. Există doar luptători. Și așa e și cu Ortodoxia. Da, Ortodoxia e bună. Dar să vedeți când vor veni alții mult mai buni din alte părți, când o să treacă peste noi. De ce? Pentru că noi am rămas la ideea că poți să-ți ilumina cu lingurița. Sau de Paști. V-a învățat Domnul vreun preot să vă luați lumina altfel? Sau relația personală cu Hristos? Unu. Fac pariu că de aici, dacă e un om pe care l-a învățat un preot relația personală cu Hristos, niciun. Eu până la 12 ani am stat în altar lângă tata. Și știu tot ce s-a făcut și cum se ruga preotul ortodox. Și pe urmă am mers la toate bisericile. Aveți și la o relație personală cu Iisus? Doamna, aveți o personală, relație personală cu Iisus? Foarte personală. Cum e? Niciun caz cum o prăvăduiți dumneavoastră. Deci, eu cred în Iisus ca persoană. Și cred că poți să vorbești cu El. Da. Nu? Sigur. Cu Iisus și nu e așa? Și nu e adevărat? E foarte adevărat. Și pot să-i dau drumul să vorbească și să vină în inima mea? Da, e foarte adevărat. Și pot să fac treaba asta chiar dacă nu sunt preot? Foarte bine. Și poate să facă oricine asta? Sigur. Asta propovăduiesc eu, Doamne. Da, foarte bine. Eu întreb. De asta am venit și eu aici să văd ce ziceți. Și nu e așa? Vinceți la unele de lucruri care nu sunt de acord, dar nu vi le mai spun. Deci, mă uit aici în sală cine este și mă gândesc da. Oamenii ăștia de ce au venit la dumneavoastră. Păi probabil pentru că l-au găsit la preot. Nu e adevărat. Nu. Da. Nu e adevărat. Pentru adevăr, Doamne. Deci, Doamne, știți ce? Adevărul nu-l deține nimeni, Domnule. Decât Iisus Hristos. Da, mai știm și ne gândim un pic așa. Știți, ne mai dă voie șeful. Doamne, Doamne Iisus, ne mai dă voie să tragem un ochi așa pe după perdea. La unii. Chiar dacă nu suntem preoți. Sau poate că sunt. Bine, de 89 toată lumea s-a cu greu, doctorate, chestii, copy-paste, e greu. Ei, nu, acum nu discutăm. Nu discutăm despre asta. Ideea este în felul următor. Ceea ce este important, și n-am zis eu, este tot Hristos, te mântuie inima. Inima însemnând tot ceea ce îți dorești și faci. Tot ceea ce este în tine. Scopul pentru care faci un anumit lucru. Adică, dacă îți dorești cu adevărat să afli adevărul, o să-l afli. Dacă crezi că te ții adevărul, nu o să-l afli. Și asta este una dintre problemele dogmelor. Că e greu să scapi de el după aia. Adică, e greu să schimbi niște lucruri pe care tu le credeai de neschimbat. Ai probleme. Tocmai din asta vin. În momentul în care ai impresia că știi, eu nu zic că știu. Eu emit supoziții. Și e clar că sunt niște lipsuri. Eu sunt nesimțit din perspectiva asta, Doamne. Și sunt medic. Și fără să vreau. Știu ceva despre corpul ăsta. Un puțin acolo, care m-a țin minte. Foarte mult. Foarte mult. E. Și n-am o problemă să întreb pe Doamne, Doamne, nimic. Nu o să fac public așa, dar odată o să răspund la diverse de astea. Revenind. Adică, mai exact, n-are cum să mă învețe pe mine un popă care este și călugăr cum să mă compor cu o femeie. Că nici ei nu știu. Nu știu ăștia care au femei, dar băi. Treceți la instinct. Unde? La instinctul sexual. Și atunci vă învață. Care îl aveți, indiferent că ești preot sau birjar. Auziți? Apropo de instinctul sexual. Nu e o soluție. Eram student la nu trebuie să fie chiar un fel sau doar. La faza aia cu să se comporte cu femeie. Vine un cuplu la
ginecologie când făceau copii. M-am zis pe asta? Vine un cuplu la ginecologie când făceau copii și fac teste, tot să le mergi. Nu, dar tu să vedem și noi. Și când descoperă că nu ne mai am de trebuie. Apropo de instinct. Nu poți să mergi pe instinct, da. Instinctul nu există. Nu există. E o cunoaștere și acolo. Da? Iar frustrările în ortodoxie sunt îngrozitoare. Și problema este că le propovedez și la alții. Doamnă, dacă mie mi-e foame, crezi că pot să studiez Biblia? Da. Da? Și pe foame. Eu nu cred. Dacă vrei, spui în capul, studiez pe foame. Eu nu cred. Neuronii au nevoie de ceva. Când îți ghiure mațele, nu mai să citești cuvântul Domnului, nu e. Bun. Și atunci, poți să citești Biblia, doamnă, dacă sunt în erecție? Fiecare instinctul. Eu cred că eu, sigur. Nu știu alții. Dar eu nu. Și atunci, doamnă, să dăm cezarului ce al cezarului și Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Că dacă ne-a făcut într-un fel, înseamnă că nu degeaba ne-a făcut în felul. Dar chestia asta cu puterea, știi, să-i spui unui om, n-ai voie să faci asta. Ai voie să faci asta. Nimeni nu spune așa. Nici un preot nu spune așa. Nici un preot nu spune așa și nici o profesoră de religie nu spune așa. De ce să fie copii? De ce sunt copii? Nu mai știa nici... Bun, revenim. Deci, stima de sine scăzută se datorează inclusiv atitudinii pe care a avut-o religia, religiile, credința, da? Relativ la femeie. Femeia să stea în spate, să tacă, să vorbească când îi spune bărbatul. A, păi a zis-o Sfânt Apostol Pavel, doamnă. Așa e. Adică e o prostie dacă spune Pavel că ea zice asta, dar nu e o prostie dacă spune altceva. Adică dumneavoastră vă jonglați după cum vă... Păi ori, ori. Ori căcă? Ori căcă. N-am zis-o eu. Ortodoxia nu a fost de acord cu asta. O spune. Unde? Dar nu. Sunt alții de acord cu asta. Să umble cu paticul în cap, femeia, doamnă. Ortodoxia nu e de acord cu asta. Să umble cu paticul în cap. Ortodoxia nu cere batic în biserică. Spune lasă la voința persoanei. Cine vrea spune batic, cine nu e cu capul descoperit. Până și la Arsenie Voca se duc ăștia și le dau doamne la ei. Mai altceva. În mănăstire trebuie să nu intri în pantalon ca femeie. S-ai pus. O secundă. Nu vreau să intrăm în polemici. Vreau să vă mai spun ceva. Eu, personal, sunt de acord. De ce? Și vreau să spun că m-a fost multe de copiena mea acolo în mănăstire și ne-am zis, băi, îmbracă-te. Și m-a întrebat de ce să mă îmbrac. Păi zic, băi, femeie, dacă eu vin la tine acasă și regulile casei tale sunt, te descarci la intrare, îți pun papuci și mergi așa în casă, eu respect regulile casei tale. Când te duci într-o mănăstire, mănăstirea nu e biserică de mie. Mănăstirea e obște, e închisă. Ei pot să închidă la un moment dat porți și să zic că nu mai veniți niciun. Cam acest drept. Și atunci, tu, când te duci într-o mănăstire, e firesc să te supui regulilor mănăstirii. Așa cum dacă mă duc la Mahomedan, te descalzi, îți spui frumos pantofi și ți-ai alții mai buni, așa... Așa face românul, știți? Așa? Dacă te duci așa frumos la restaurant, te duci frumos, îți lași pantofii acolo și stai în genunchi, că la ei nu există scaune, și tot așa, tu respecti regulile casei. Și e firesc să fie așa. Dar eu vorbesc de principiu. Eu sunt de acord. Eu n-am nicio problemă. Și nici măcar că m-a nimeni dată să fiu în pantalon, în bermude și în tricou, în baie. Dar eu n-am probleme. Și oricum nu poate să zică nimeni mingă. Mă supăr. Și la Dumnezeu mă duc cum vreau eu. Și Doamne, Doamne, are acest drept să mă primească sau nu. Dar din moment ce El m-a făcut să știți că pot să mă duc Dumnezeu și nu duc gol, pentru că știe foarte clar cum arăt și eu n-am o problemă adamică să-mi pun o frunză. Da? Deci, revenind. Ca să nu avem discuții, creștinismul este o chestie minunată. Dar trebuie periat rău.
Pentru că, care cum a venit, ca să-și lase și numele în istorie, a mai adăugat. Și de multe ori au adăugat rahaturi. Nu știu cine ar putea să se ocupe de chestia asta. Și nu mi-a rog această misiune, că... Sincer, nu știu dacă mi-ar plăcea. Deși mie îmi place să periez grâu de linghină. Cine știe? Și a trebuit luat așa și luat cu mișto de la. Părintele Paisie și Maestri Orient. A trebuit făcut mișto urât câtă ignoranță în cartea aia. Dar asta e. Bun. Revenim. Deci, stima de sine scăzută, apropo de femeie, a fost provocată de credință. De ce? Pentru că femeia a fost considerată inferioară. Și scuzați-mă de poporul român care și-a vândut copiii și-a dat fetele ca să fie cadene. Ce neam poate să fie la care își dă copiii? Nu-mi spune. Dar să nu uita pe acel coment. Poporul român. Mă lăsați. Și eu, vorba mea, da. Mă rog, alte circunstanțe. Ei, revenim. Din cauza asta... Un român sau ca un judecător în România? Eu sunt și. Că mă judec și pe mine. Revenim. Mai mult. Mai mult ca sigur că am făcut și eu asta. Dacă mă supără în halul ăsta. Revenind. Propovedirea stimei de sine, apropo, produce următorul fenomen. 1. Bărbații au un ego și un ascendent asupra femeilor și atunci au chinuit femeia. Și atunci, pentru că au făcut asta, la un moment dat ajung la faza la care să fie obligat să se nască femeie. Și avem următoarea situație. Bărbat de spirit masculin misogin în trup de femeie. Doamnă, acolo vă aflați, ca să știți așa, din partea mea. E o complicație. Și se întâmplă următorul fenomen. Ajungând în situația asta, evident apare problema de neiubire de sine, problema de neiubire de propriul corp, problema de neacceptarea propriei sexualități. Neacceptarea propriei sexualități și a neiubirii de propriul corp duce la boile care apar, boile genitale, boile de sân. Dacă vreți să știți asta, o spun ca o concluzie așa după vreo 10.000 de doamne pe care le-am văzut. Da? Vreți să vă spun caz? Eram medic de liceu. Mi-a venit o fată, 15 ani. Și de față cu mine, era un grup de peribiliști. Să spuneți anul când s-a întâmplat asta. Anul? Da. 2000? Da. Da. 2000 cât? Nu, că ăștia sunt defecte de acum, nu sunt defecte înainte. Da. Astea sunt defecte care apar la suprafață. Influența aia ce-a spus din afară. Tot ce s-a făcut după Revoluție din cauza Occidentului. Da, da. Nu putem să da. Adevărul e că comuniștii au propăduit iubirea de sine și mai ales... Apropo de Austria, după Revoluție am stat 8 ani în Viena și 2 ani în America. Așa. Și am fost peste tot ca să cunosc lumea, că m-a interesat asta. Eu am fost școală acolo, doamnă. Da, ați făcut. Și eu am fost în procesul de învățământ în Germania. Și am văzut cum s-au comportat elevii, stăteam într-o familie de nemți. Eu nu m-am dus la sași, la români. Deci eu am fost la nemți. Eu sunt concepută în Berlin, dar născută în România. Și am văzut elevii. Am fost și la o oră de germană, și la o oră de chimie, și de muzică. Și am văzut cum s-a comportat. Iar când a ieșit în pauză, fără uniforme, sălbatici, să ia cât un sandwich și l-a mâncat pe jos. Foarte bine. Și nu e corect. Dar ce vreau? Asta a făcut și poporul român după 90. Doamna, să vă explic ceva. Mă duc în Spania. Tot ce a fost rău din Occident. Mă duc în Spania. Doamna este încă adepta copiilor care trebuie aliniați și duși. Ideea este în felul următor. Mă duc în Spania. Și mă duc în Spania, a fost la Palma de Mallorca, hotel de 400, mă rog, nu plăteam eu, evident. Și la hotelul ăla de 4 stele, la masă, micul dejun. Normal ca română, cum vezi, primă, cu minte acolo. Și erau câteva familii, copiii la masă, mâncau tacticos, 5-6 ani. Și la un moment dat îi vezi pe mine. Printre flori.
erau canapele de piele. Ăia erau spanioli. Ăia care se dau la masă, niște frustrați, complexați, cum să spun eu, blocați mental, erau toți români. Dar nu mai sunt așa. Slavă Domnului că nu mai sunt așa. Da? Dar să știți că mai sunt doamne de vârsta doamnei la școală, la clasă, învățătoare, care tot așa sunt. Sunt. Bun, revenim. În momentul în care se produce acest transfer, și multe dintre dumneavoastră sunteți bărbați la nivel interior, apare conflictul ăsta. De multe ori orgoliu la nivel de interior de bărbat, coroborat cu stima de sine scăzută pe femeie. Și asta e cea mai mișto. Înțelegând că Dumnezeu nu e tată, că Dumnezeu e și tată și mamă, înțelegând că femeia nu e inferioară bărbatului, înțelegând că femeia are calități pe care bărbatul nu le are, însușiri pe care bărbatul nu le are, rezistențe pe care bărbatul nu le are. Adică în momentul în care încep să înțeleg că există niște capacități ale principiului feminin, niște însușiri, și niște capacități și însușiri ale corpului femeii, atunci încep să înțeleg și corpul și faptul că sunt femeie. Adică femeia care are rezistența crescută la dureri, la efort, la rezistență, la ce vezi? Singura, până și, trebuie să spun eu, forța de impact poate să fie bună. Impact mă refer lupte și mai știu eu ce. Chimeu mă refer. N-ai nicio legătură cu ești femeie sau bărbat. Adică în momentul în care încep să... Corpul e o mașină. Problema voastră a doamnelor este că nu știți să vă folosiți mașina asta. Și dacă o să vă vreți de greșitate, creșteți să vă folosiți. Iar încrederea în sine, tocmai că vine inclusiv din folosirea propriului corp. Cum? Cât știu să mă joc eu cu mașina asta? În lumea asta. Și asta presupune studiu. Presupune cum am. Da? Plus că eu nu pot să evoluez la un nivel superior. Și ce mi-e drag mie? Că toți popii ăștia misogii o să trebuie să se nască femei. Toți. Că așa e interes. Eu dacă greșesc față de femei, o să mă nasc femei. Da? Mă îndoiesc pentru că mi-am integrat feminitatea. Mi-e drag de ea. Primesc flori. N-am o problemă. Ei! Și ceilalți o să trebuiască să se nască. Că așa e interes. Nu vă fie frică. Până la urmă, este o pasă de evoluție. Pentru că problema este că mulți se consideră pedepsiți să fie femei. Hai că marea majoritate v-ați simțit treaba asta, că sunteți pedepsite să fiți femei. Nu? Nici măcar l-ați măsurat, nici măcar la nivel inconștient nu ați simțit treaba asta? N-ați verificat, vă zic eu. Știți de ce? Pentru că gradul de stimă de sine este în strânsă legătură cu chestia asta. Adică, deci, eu sunt mascul, da? Mascul însemnând fiară. Am fost, acum m-am mai liniștit, că așa e, vârsta te liniștește. Bun, și atunci eu simt, da? Și cum simți? Păi cum urmărește leul vânatul? Simte. Da? Și atunci când ești leuț, simți rănile. E o calitate și de terapeut, dar și de bărbat, știi? Că știi? Clapele. Ai înțeles? Și atunci, fără să vrei, simți treaba asta. Inclusiv la oameni. Bine, talentul ăsta l-am avut de mic. Și știam exact ce deranjează pe cineva. Se lătura exact acolo. Bun. Când eram mic, făceam experimente, evident. Nu vă aveam 13-14 ani, deci nu vă închipuiți. Ne-a învățat tata. Tatăl meu a fost așa un tip mai deștept. Cu mult peste medie. Și ne punea și pe mine și pe sora mea. Voi când vă duceți așa în metro, uitați-vă la chipul oamenilor și încercați să descoperiți de ce e în starea aia și la ce se gândește.
Lucru care mi-a folosit foarte mult mai târziu în viața mea. Pentru că fără să vrei ajungi. Nu întotdeauna e drăguț ce descoperi, dar eu prefer adevărul urât oricărei minciuni frumoase. Eu nu sunt Dostoievski. Numai. Totuși e cel mai mare romancier. Ne place, nu ne în place. În afară de mine. Cine nu citește pe Dostoievski, degeaba trăiește. A fost la vremea lui. Nu. Degeaba trăiești nici astăzi. Nu este suficient, dar nu este suficient. Doamnă, era o fundație Dostoievski. Mă rog, n-ai, hai cum ai discutat de asta. Nu, un personaj al lui Dostoievski spune una, zice, într-o zi, dacă aș afla că Iisus și adevărul nu sunt unul și același lucru, aș rămâne cu Hristos. Sorry, eu nu sunt așa. Dar slavă Domnului că încă nu e diferență între adevăr și Hristos. Așa că mă păstrez pe cale. Da? Dar așa a zis el. Eu prefer adevărul. Hristos e un lucru frumos. Corect. Dar. Slavă Domnului că până acum nimic nu contravine din ce am găsit. Și atunci revenim la stima de sine. Eu chiar stăteam și mă gândesc când, cum? Asta e gândul meu, deci cu ghilimele de rigoare. Cum puii mei învăț eu Doamne să fie femei? Da? Și stăteam și mă gândeam, și m-am gândit, băi, eu am fost și eu. Sunt bărbat la nivel interior și îngrupat sunt acum acolo, tandea pe mandă. Și stăteam și mă gândeam că n-am făcut nimic special ca să nu-mi accept propria feminitate. Și n-am făcut nici cine știe ce cursuri, n-am făcut nici cine știe ce, eu știu, metode să dezvolt, nu știu ce. Și atunci, singurul lucru pe care l-am făcut eu, a fost să înțeleg. Orice lucru pe care îl înțeleg și îl integrez, mă face mai aproape, mă duce mai aproape de perfecțiune. Păi e clar? Bun. Și atunci, ca eu să integrez propria feminitate, e destul să o studiez. Studiind-o, o înțeleg. Înțelegând-o, o accept. Acceptând-o, îi dau drumul mine. Dându-i drumul mine, o să o manifest. Vă e clar? Deci nu e așa complicat, acum hai să facem. Facem un curs să fim, cum e să fii femeie. De Ovidiu Dragoș Argeșan. Nu merge. N-aș putea. Ați înțeles? Poftim? Deci nu pot să fac treaba asta. Și atunci am zis că cel mai simplu mod prin care putem, că și bărbații trebuie să-și integreze propria feminitate, stați liniștit, de la un anumit nivel încolo, nu pot să cresc decât în momentul în care am înțeles foarte clar ce-i femeia. Ok? Dar știți cine studiază cel mai bine femeia? La teologie este materie de studiu femeia. Doamnă, am avut o elevă care și-a dat doctoratul în treaba asta și am văzut și-a dat doctoratul și ce a trebuit să scrie și știu nici toate inețiile care se spun despre femeie. Nu studiază femeia ca teologie. Doamnă, știu toate inețiile care se spun la teologie despre femeie. Vă puteți? Eu nu dau teologie, eu dau neadevăruri, eu deosebire. Eu m-am dus la ei și le-am spus că au pierdut tainele Duhurilor și că nu mai știu să facă nimic pentru oameni. Și ce mi-au zis? Am descoperit altele. Ați vorbit o dată cu doctorul Pavel Chirira? Poftim? Cu doctorul Pavel Chirira ați vorbit o dată? Nu. Să vă duceți să vorbiți cu dânsul. Și ce credeți că el este adept teologiei? Nu cred. El e medic, dar și-a făcut și doctorat în teologie. Doamnă, nu mi-aș face un doctorat în teologie. Și aici, în Brașov, sunt câțiva istorici și profesori care au dat doctorat și în teologie. Doamnă, aici, doctorat în teologie o să dai. Asta nu te face nici cu har, nici înseamnă că ți-ai descoperit adevărul. Eu mă întrebam de ce n-am avut eu voie să-mi dau doctorat. Pentru că sunt prea mulți cu doctorat. La ce mi-a folosit, doamna, un doctorat? A, bine, a fost cu gasta acum, fabrica de diploma, fabrica de doctorat. Un doctorat, doamna. Au fost oameni care s-au dus, s-au înscris și au luat diploma, pe urmă, ca tanti Udrea. Bun, revenim la stima de sine.
Da. Voi nu trebuie să vă supărați. Să știți că sarea și piperul unui lucru este tocmai discuția în contradictoriu. Eu nu mă supăr. Absolut. Dar bineînțeles. Să nu uităm. Discuția în contradictoriu este cea care dă naștere ideilor. Nu trebuie să vă supere. Ba din contră. Dacă stai cu un public care doar ascultă și n-are nicio opinie și n-ai nicio opinie contra, n-are farmec. Păi trebuie să fie cineva care ridică minge la filet. Pam! Bun, revenim. Și atunci, totul se referă apropo de orgoliu și de... Orgoliu și lipsa de stimă, de sine, este o dovadă de ignoranță spirituală. Dixi. Ați înțeles? Da. Și o să vrească să analizați și voi. De ce? Păi dacă știu cine sunt, n-am de ce să-mi fie jenă cu mine, n-am de ce să mă supăr. N-am de ce, poate să vină la mine un popă să spună, Dragoș, te duci în rai pentru ce ai afirmat? Nu. S-au măgheat? Nu. Știu foarte clar. V-am zis, depinde de marketing și publicitate. Și atunci, cunoscându-vă pe voi, înțelegând principiile care guvernează Universul, bineînțeles cum a făcut Dumnezeu numai 7 zile, mai ales asta. Știți? Ați văzut... mie îmi place asta cu Dumnezeu care a făcut numai 7 zile. Bineînțeles că e o gogoașă, nu? E o... Ați citit pe Jean Eiffel? Ați văzut procesul maimuțelor? Jean Eiffel. E cel mai bine. Procesul maimuțelor. Un procesul maimuțelor e un film extraordinar pe care merită să-l vedeți cu Spencer Tracy. Și trebuia să apere un tip care preda evoluționismul la biologie. Eu sunt evoluționist. Dar eu cred în evoluționismul creaționist. Adică Dumnezeu a făcut lumea, dar nu se grăbește deloc. Și a făcut lumea 15 miliarde de ani. Nu în 7 zile. 7 zile a trebuit lui Moise să vadă ce a făcut Dumnezeu. Să vadă axa timpului. Dar el habar nu. Deci Universul ăsta e construit în miliarde de ani și o să mai existe miliarde de ani și după noi. Și era faza că a făcut Dumnezeu în 7 zile, dar și zice o chestie foarte simplă. Bine, bine, dar cum? Că Dumnezeu a creat soarele în ziua a treia sau a patra, nu mai știu exact. Adică nu m-a interesat, că în momentul respectiv mi-a derămat tot. Adică cum să fie zi dacă Dumnezeu a creat ziua, soarele în ziua a treia. Ați înțeles? Bun, deci s-a încheiat cu cele 7 zile. Și a început biserica. Stați un pic să vedeți că erau 7 zile extraterestre. Adică fiecare zi înseamnă 2 miliarde de ani. Adică... Dar vreau să vă spun ceva. Spre deosebire de mulți alții, la un moment dat eram la o liturghie întâmplător. Și era părintele teotist, era de patriarhul teotist pe vremea. Și patriarhul teotist, în predică, începe să vorbească despre micro și macro versuri. Adică o micro... altă persoană teotist. Micro-universuri. Bă, deci înseamnă că mai știi mie ceva, dar au o politică. Știți cum era politica pe vremea lui Nicu? Politica pe vremea lui Nicu era așa, să se plimbe cu vaporul Ceaușescu, cu poporul, asta era politica externă, și după aia, apropo de canal, să se plimbe cu Bărcuța, Ceaușescu, cu Lenuța. Și au făcut canalul... Asta e micro și macro. Micro și macro. Bun. Și așa este și politica Bisericii Ortodoxe. Știu foarte multe. Pentru că au oameni deștepți. Numai că voi sunteți slabi de minte și femeile sunt slabe de minte, nu? Așa zic Sfinții Părinți. Da. Nu a zis așa? Da. Pare rău. Citesc din Sfinții Părinți. Femeile sunt slabe de minte și atunci ele nu pot să cuprindă și este, nu este traie de... Nu se referă la capacitatea minții. Dar la ce? Zice slabă. Dar la ce? Au o slabă de minte Domnule ca ce? Domnule doctor. Da, doamnă. Domnule doctor. A, vă mai spun ceva. Femeile pe vremea lui Moise aveau 200 de legi. Bărbații 600, că femeile erau mai slabe. Deci. Nu le puteau reține. Am zis ca și cum când din contră. Memoria femeii este mult mai bună ca a bărbatului în ceea ce privește detalii și memorizări. Asta e religia pe care o propovădui Doamne. Lăsați-l. Bun. Mai departe. Eu cresc oameni, Doamne, nu oi. Oile sunt acolo, la oameni. Eu nu zic că am dreptat. Eu am emit păreri. Și când emit păreri, fiecare e capabil să gândească.
Fiecare răspunde de ceea ce spune. Și eu să mă duc sus, trebuie să mă Dumnezeu, Doamne, așa am crezut eu. Și așa cred în continuare. Dacă Doamne, poate demonstra contrarul, n-am nimic împotrivă. Dar până acum, de când am fost eu prin mănăstiri și tot ce am văzut, asta e concluzia la care am ajuns. Apropo de stima de sine. Stima de sine se referă la absolut orice. Unu. De la îmbrăcăminte. De la cum te îmbraci. Știți care este adevărata stima de sine? Știți ce spunea Coco Chanel? Pentru că, normal, trebuie să studiez și partea asta. Partea mea, in. Coco Chanel spune așa. Îmbracă o femeie cu hainele alea și vei scoate în evidență hainele. Îmbracă femeia cu ceea ce îi se potrivește. Mă rog, nu am citatul minte. Și o să scoți în evidență femeia. În funcție de cum este îmbrăcată o femeie, cu o femeie care se îmbracă, eu știu, cu soarele de nu știu cam, dar înăuntru a rămas desculță de pe pământ, cum mai știm eu, cu lui Vuitton și mai știu eu ce, nu o să vezi. O să vezi întotdeauna că e, știți cum ziceau părinții mei? Bă, se vede. Deci făceau mișto olindanță. Bă, se vede pe voi că sunteți prima generație de încălțați. De aia care v-ați luat pantofii la barieră când intrați în București. Înțeleg? Se vede. Se vede treaba asta. Ei, diferența între, apropo de stima de sine, este momentul în care ții haina care te îmbracă pe tine. Asta apropo de dreptul divin, apropo de rezonanță, ceea ce te îmbracă pe tine ca spirit. Ați înțeles? Deci stima de sine se poate vedea și de la asta. Pentru că dacă e în contradicție spiritul tău cu hainele pe care le îmbraci, ai o stimă de sine scăzută, dacă sunt mai nașpa. Dacă hainele respective sunt peste tine, înseamnă că ai orgoliu mare. Da. Și ceea ce vedeți voi la televizor e vorba de orgolii. Da? Ambalaje frumoase. Nu de stimă de sine. Da? Diferența. Și o să trebuiască să o sesizați. Vă uitați la un om și spuneți, bă, ăsta e el, pozează în altceva, în funcție de raportul ăsta interior-exterior. Se poate face. Ok? Deci stima de sine pleacă și de la modul cum mă îmbrac. Stima de sine, să știți că pleacă și de la modul cum dorm. Cum va fi un om care doarme covrig? În poziția embrionară. Probleme mari. Ați înțeles? Cum va fi un om? Deci de la somn pleacă. De la lucrurile pe care le folosiți. În momentul în care să ziceți periuța asta e ok, dar e prea scumpă, deși vă permiteți, e o problemă de stimă de sine. În momentul în care începeți să căutați calitate, dar calitate la nivelul vostru. Deci nivelul meu este un altul. Nivelul meu la o anumită perioadă a vârstei mele este unul anul. Deci vreau să vă spun ceva. Eu n-am avut astea, îmi pare rău. Când eram student, am avut o pereche de blugi. Cu care am terminat facultatea. Colegii mei au zis că vor și ele câte o bucată. Nu le-am dat. Nu le-am dat. Aveau niște blugi de aia turcești. Bufanți, dacă mai țineți minte. Strângi jos. Negri. Dar erau negri ăla prespălat. Erau foarte buni. Deci puteai să nu-i speri deloc. Dar, mă rog. N-am avut o problemă. Pentru că n-am considerat hainele foarte importante. Mă rog, eu ca fond așa sunt mai mult budist. Și fiind budist, ai alea portocalii, fac parte din tine. Ei, după aia când te trage de mânecă cineva, bă, nu poți să mergi așa la cabinet, știi? Mai dau câte un șut în fond. Dar ales nu. Și după aia am început să studiez, dar de ce trebuie să fac eu asta, că eu sunt de la, dar de ce? Vine cineva și spune, o dată, de două ori, trebuie. Bă, da, de ce trebuie să fac eu asta? Și atunci încep să studiez. Și cromatica e importantă. Cromatica hainelor voastre vă dă date despre cum sunteți voi. Modul cum se aranjează. Păi da, o doamnă care vine alb sus, negru jos cu mine. Foarte simplu. Înseamnă că la o persoană care e îmbrăcată alb negru, partea de lumină este despărțită de partea de întuneric. Partea de spiritualitate este despărțită de partea de instinctualitate, deci spiritualitate. Și că sunt negate. Simplu!
a făcut și simplu pantalonile astea așa să frumos pe ea, pe gata, cu... Ce frumos! Sună! Până nu putea să-și prindă, pună pe popou niște pantaloni de altă culoare? Da, da, negru. Dar rezonează cu negru. Ai înțeles? Rezonează cu negru. Și vreau să spun ceva. O să sesizați și voi, apropo de rezonanță, că la un moment dat începem să ne îmbrăcăm într-un anumit fel, pentru că în momentul respectiv rezonă. Știți că până și cu ce te dai are importanță, apropo de spiritul tău? Vorbesc de parfumurile, deodorantele pe care le folosiți și că fiecare are o anumită vibrație și o anumită energie. Și că în funcție de parfumurile astea, nu mai vorbesc, doamnă, apropo de orzării, exorcizarea de la Cleopa, când zicea părintele Cleopa, demonul, și că demonul ar fi zis asta, că sunt parfumurile iadului. Parfumurile sunt esențe de fron, de flori și aibă foarte mari și sunt creația lui Dumnezeu și niciun parfum nu poate să fie esența iadului. Alea sunt forme de manipulare pe care le-au practicat inclusiv marii noștri duhovnici. Manipulări proaste. Înainte să practicau, dar nu în așa măsură mare. Și doamna, preoții care practicau unele lucruri înainte erau cu mare efect. Doamna, eu am făcut exorcizări și știu ce să nu intru. Să mediatizează mult și a ajuns și asta ca toate lucrurile care s-au compromis. Cum vor să compromită și ortodoxia și tot. N-am ce să compromită, doamnă, că se compromite singură. Nu trebuie să o ajute nimeni. Credeți-mă. Mai sunt câțiva duhovnici și iar puțin. De-aia sunt oameni, punct. Nu e ortodoxia și nu e biserica ortodoxă. Să știți ortodoxia. Că și din preoții care au făcut teologie după 90, sunt băieți foarte buni. Sunt convins. Foarte buni. Sunt convins. Am stat cu preoți tineri de vorbă și m-am cutremurat. Eu sunt un om care m-am spus sunt într-o familie de preoți, de doctori, de avocați și de profesori. Și câte șpaga da să-și ia parohie? Sunt a 12-a generație, dacă vreți să știți. Și degeaba. Dacă v-aș spune acum... Bun, revenim la oile noastre. Deci până și cromatica pe care o abordați de date despre voi, despre spiritul vostru. Voi e clar? Și puteți să vă îmbrăcați și după aia vă duceți în oglindă și vă uitați și încercați să înțelegeți la ce am vrut eu să-mi spun cu asta. Pentru că tot ce faceți este, de fapt, un mesaj al subconștientului vostru pentru voi. Da? Că dacă ați fost măicuți în altă viață, să umblați în negru și în alb. Da? Așa e, așa funcționează. Da? Evident! Că și dacă o să fiți o paletă de culori precum unui pictor, șevaletul unui pictor nu este chiar sănătos, da? Face parte din evoluție. Aveam, mă rog, s-a mai întâmplat. Acum îmi dau seama că fiecare om în viața lui are perioadele de astea de rătăcire. Și perioada asta de rătăcire, care nu știi care e susul, care e susul, josul, sunt foarte dure. Da? Pentru tine, pentru cei din jur, că nu prea știi ce se întâmplă cu tine. Așa că trebuie să aveți răbdare. Și cu voi și cu alții. Dar dacă aveți, cum să spun eu, știți cum e cu furtuna minții? Furtuna minții e și ca furtuna mării. Dacă ai răbdare și o ții drept, n-are importanță unde, tot ești undeva. Ați înțeles? Totul este să ai răbdare, că nicio furtună nu ține o veșnicie. Da? Totul este să supraviețuiești furtunii. Mergi până să faci ordine în capul tău. Da? Cam așa e și cu oamenii. Câteodată trebuie doar să-i aștepți, să-și pună ordine în minte, în gânduri, în idei, special, ca să ajungă la un imam. Nu se poate arăta. Vreau să vă spun ceva. Una dintre gogoși, da? Hristos pe munte. Hristos pe munte, stătând El de vorbă. Imaginați-vă următorul aspect. Iisus se duce la un psihiatru. Și începe să-i spun. Știi, am fost pe munte. Și ce ai pățit? Și a venit demonul și mi-a spus. Sari. O să te țină îngeri. Și ce ți-a mai zis? Ia piatra asta și transformă-o în pâine. Mișto scenariu, nu? Ați înțeles ce vă spun? Luați-l pe Buddha. Buddha în ispita lui. Știți că apare și ispita lui Buddha la un moment dat?
când întâlnește demonii, femeile, toate alea, se duce Buddha la psihiatru și spune. Nu știe nimic de Mahomet. Mahomet doar spune, nu spune decât atât, știi, a venit deasupra mea un înger și eu nu știam și acum scriu. Înțelegeți? Și cam ar fi privit treaba asta. Și asta o să înțelegeți că fiecare spirit, indiferent de și de unde vine, aici pe pământ, este obligat să treacă prin aceleași încercări. Și așa avem ispita cristică, așa avem ispita lui Buddha, așa avem și luminarea lui Mahomet. Și că până la urmă toți suntem la fel, până la un nivel. Și ceea ce ne diferențiază pe noi este cum trecem fiecare de aceste etape. Dar principiul este același. Și fiecare are momentele lui de îndoială, și fiecare are momentele lui de gândire, și fiecare are momentele lor de ispită. Și asta nu înseamnă că suntem mai mici sau mai împrejos decât alții. Da. Bun. Întrebări. Haideți să vedem ce întrebări aveți voi. Deci, dacă îl urmați pe Hristos, trebuie să treceți prin ispitele lui Hristos, dar fac pare că nu știți care sunt toate ispitele lui Hristos, pentru că nici nu v-a spus care sunt toate ispitele lui Hristos. Întrebare. Am și o întrebare pentru doamnă. Doamnă, ce părere aveți despre faptul că 101 din pildele și învățăturile biblice se regăsesc în Biblie? Nu pot să-mi spun părere că folosesc că n-am zis ceva. Deci, uitați-vă pe net. Pe net. Eu nu folosesc netul. Eu nu folosesc netul pentru că nu folosesc virtual. Ah, iar diavolului. Da. Și eu nu sunt, eu sunt total atehnic. Nu sunt un om care să apăs un buton. De unde începe liberul arbitru și unde se termină? Să știți că liberul arbitru există și totuși este destul de limitat. Putem să avem liber arbitru în toate deciziile noastre. Numai că liberul arbitru se manifestă doar între opțiunea bine și rău. În momentul în care înclin într-o parte, automat intri în râcă și în luptă cu partea cealaltă. În momentul în care am intrat în luptă cu partea cealaltă, eu nu prea mai am liber arbitru. Pentru că deja m-am situat o baricadă și trebuie să fac ce face baricada aia. Ați înțeles ce vreau să vă spun? Deci liberul arbitru se manifestă până când îmi aleg binele sau rău. În momentul în care am ales, păi nu mai pot să fac bine dacă am ales rău și nu mai pot să fac rău dacă am ales bine. Că nu mai merg. Ce? Cum să vindem corpul emoțional într-o lume negativă? Deci, o secundă. Lumea nu este negativă. Lumea este. Da? De ce pentru unii lumea este un joc de vacanță, un, cum să spunem, un par de distracții și pentru alții este o închisoare. Pentru simplu motiv că fiecare percepe lumea cum este el, oglinda lui. Deci problema nu este a lumii. Problema este a mea. Lumea nu e negativă. Lumea este. Punct. Negativitatea se manifestă relativ la mine în funcție de rănile mele. Deci problema este să îmi vindec eu rănile. Și atunci lumea nu se va manifesta negativ relativ la mine. Nu se schimbă. Poftiți? Da, așa este. Mulțumesc. Să-i rămân. Am zis și eu. Și atunci, dacă poți să reușiți singură, absolut da. Să știți că există acum o grămadă de cărți, de autoanaliză, de autoprogramare. Pentru că vreau să spun că în esență este foarte simplu, da? În esență,